Nici nu s-au liniștit bine spiritele că guvernul trebuie să se pregătească de noi proteste. Sindicaliștii din sănătate anunță că vor continua să-și strige nemulțumirile în stradă după ce au ieșit de la negocierile avute fără să primească ce au cerut. Am continuat discuțiile începute, mai să spunem, și săptămâna trecută și acum două săptămâni. Ne-am mutat între timp la ministere, tot căutăm date în continuare. N-avem astăzi nimic cert să vă spunem decât că discuțiile continuă. Sunt multe date de aflat pe care încă nu le avem de la celelalte ministere, câți oameni sunt, câte persoane vor trebui să primească sume. Nu avem nici sume totale de bani în care să zici să te încadrezi sau să crezi acel 20% cât ar veni la fiecare. Important este că vom primi acei 15 plus 5 care deja merg de la 1. Reprezentanții sindicaliștilor spun că nu prea mai au răbdare și cer ca toate promisiunile făcute până acum de guvernanți să fie puse într-un act normativ. Toate categoriile profesionale vor primi o creștere pe salariul de bază. Nu știu să vă spun acum această creștere în bani, ce va însemna pentru fiecare, pentru că nu am finalizat așezarea acestor noi grile cu Ministerul Sănătății. Iar în paralel cu negocierile merg și protestele, iar amenințarea unei greve generale în sănătate rămâne. Întâi parcurgem programul de proteste care include toate avertizările prealabile, numite câteva rânduri de pichetări. Pe data de 11 martie e programat un meeting Piața Victoriei, după care se ia decizia privind greva generală în funcție de numărul de angajați din sănătate care au semnat pentru grevă.